Ce faci? Cum te simți după acest joc? Bine, bine, foarte bine mă simt. Ai plecat acasă cu suma de 10 lei. Corect. Și spune ai fost tentat să bați palma rundele precedente? Am fost tentat la un moment dat să bat palma la cei, la palma la cei 9.000 de lei, dar aveam niște sume foarte mari. Adică aveam 50.000, uh, 70.000 dacă nu mă înșel, 20.000, adică erau niște sume destul de mari. Și atunci am mizat pe faptul că dacă totuși am niște sume destul de mari, uh, voi nimeri niște cutii cu sume mai mici, dar a fost invers și nu e nicio problemă. Ce vei face cu acești 10 lei? Vei înrăma, îi vei pune undeva acasă, te-ai gândit? Asta e o idee bună, am mai zis-o cineva cu un rămatul a 10 lei și puși în ramă, dar e o idee foarte mișto și chiar, da, sună bine. din punct de vedere al banilor, cu 10 lei, cum spuneam și mai devreme, poți să-ți cumperi două înghețate de la MEC și să mai plătești o cartelă de metro e suficient cât să ajung în oraș. De fapt, cred că o să plătesc mai întâi metrou în oraș, pe care o să-mi iau două înghețate de la MEC, la Romană sau la Unirii. Totuși ai schimbat ceva din jocul de astăzi. Nu, absolut. Adică n-am avut de la început, după cum am zis, n-am avut o strategie anume, n-am venit cu uh, un, nu știu, cu un gând, mamă, trebuie să câștig o sumă de ani, zic, băi, merg până unde simt. Am simțit-o la momentul ăla, am considerat, luând în calcul ce sume aveam pe ecran, că Aș fi putut să merg mai departe. Au fost alte sume în cutii, nu no oriz. Cum ți s-a părut experiența, batem palma pe total? Foarte mișto, experiență, misto. Vibul aici e bun, toată lumea se distrează, toată lumea dansează, sens, să produc conexiuni, oamenii se cunosc între ei și ies din zona de confort, adică tot ce ai nevoie.